Proba practică pentru Laurențiu Cazan. Am aflat de la prieteni, surse sigure, cum că lui Laurențiu Cazan îi place să deseneze. Prin urmare, avem un șevalet, ți-am adus cărbune, ai tot ce trebuie și te rugăm frumos să faci o caricatură. Da? Da. A cui vrei tu? Asta bine, că uite, tatăl meu desenea foarte așa, bine. Așa, da. Uite, ca să vedem ce e asta aici. Sunt bune? Sunt bune, ești da, mulțumit? Uite, sunt bune, e destul de mare. Așa? Ce să vă desenez? Ceva, ce vrei tu? Ce vrei tu din acest platou? Ceva ce pot să vă desenez repede. Copiilor le place o caricatură, așa pe care o fac eu, un chitarist. Un fel de mascotă. A, vrei da, un chitarist, uite, ia, ok. Uite, aici. Ai un minut, să știi. Păi și eu cânt piesa asta. Ah. Ah. Hai. Mă, se conturează așa, ușor. A apărut și chitara, așa. Gata! Excelent! Un chitarist în variantă Laurențiu Cazan. Ce scrie? Say something. Ce scrie? Say something. Așa. Mulțumim frumos! Vă place publicul? Da, a ieșit, reușită. Reușit desenul. Dacă doriți să-l votați pe Laurențiu Cazan, numărul 2 prin SMS la 1420 sau la numărul de telefon afișat pe ecran după această probă practică. Mulțumim frumos, colegii mei vor lua șevaletul, vom păstra această caricatură acolo în rândul obiectelor primite pentru o dată în viață și te vom invita să o vezi și peste foarte mulți ani, să ne amintim de aceste clipe. Trebuie colorată când o să avem timp. O să... O să ție, după, o să o colorez. După, exact.